Mă bucur să vă revăd. Duminică, începutul verii pentru noi aici la Rema, după 7 luni, am revenit la un singur program, la o singură slujbă și ne rugăm pentru vara aceasta, pentru cei care sunt plecați să vină înapoi cu bine. Sunt foarte mulți plecați, pentru cei care urmează să plece, nu vă gândiți prea mult la vacanță, acum suntem în biserică, da? Și intrăm într-o nouă serie de predici, o serie de predici care are mult de a face cu evangelizarea și care este inspirată din pildele Domnului Iisus Hristos sau, dacă vreți, exemplele pe care Domnul Iisus le-a dat în misiunea Lui pe acest pământ. De ce pilde, de ce exemple? E o întrebare foarte bună și mulțumesc că mi-ați adresat-o. Imediat după botez, știm foarte bine că Domnul este dus de Duhul în pustie și acolo în pustie diavolul îl ispitește. Și știm foarte bine că prin cuvântul lui Dumnezeu, Hristos, Logosul, reușește să îl învingă pe diavol și apoi începe slujba lui publică în Ierusalim, Iudeea, Nazaret, Galileea. Spre deosebire de ceea ce ne-am fi așteptat, misiunea lui n-a început cu brio, cu artificii, ci din contră. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că Iisus se mută din Nazaret în Capernaum datorită prigoanei care au început-o preoții cărturarii de la Ierusalim împotriva lui Ioan Botezătorul. Găsiți pasajul acesta în Matei capitolul 4. Nu știu câți dintre voi au trecut pe acolo cu ochiul și au înțeles acest context despre care vorbim noi. Acolo zice, când a auzit Iisus că Ioan a fost închis, a plecat în Galileea. Deci Iisus a auzit că Ioan a fost închis și a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare. Capernaum este orașul sau orășelul lui Petru, Andrei, Iacov, Ioan, familia Zebedei și așa mai departe. Lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, țara lui Zabulon, țara lui Neftali, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare și peste cei ce zăceau în ținutul acela în umbra morții a răsărit lumina. Și continuă Matei și spune așa, de atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, cum sunau predicile lui, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Știind că adevărul pe care el îl va rosti va elibera pe mulți, dar îl va lega pe el, el a început să folosească aceste pilde pentru ca cei care auzeau să audă și să nu înțeleagă nimic. Pare ciudat. Orice vorbitor public sau vorbăreț, cum vreți să-i spuneți, vrea ca oamenii să-l înțeleagă. El vorbea pe vremea aceea ca oamenii să nu-l înțeleagă. Pare foarte ciudat. Da, pentru că el știa că ceea ce rostește el sunt niște bombe care explodează și fac mare deranj în viața personală a omului și el știa că timpul lui încă nu sosise. Timpul pentru ce? Pentru crucificare. Este un leitmotiv pe care îl găsiți în Evanghelii când el spune încă nu mi-a sosit ceasul și mamei lui spune același lucru. Mamă, încă nu mi-a sosit ceasul. Peste câteva minute, ore, nu știm cât, îi sosise și a făcut ceea ce trebuia să facă. Deci, el folosește aceste pilde pentru ca majoritatea oamenilor care auzeau să nu înțeleagă și să nu acționeze. Până când? Până când aveau să le vină minte la cap. S-a vorbit aici despre drumul Emausului. Când mergeau ăia doi, Cleopa și cu cine mai o mai fi, presupunem că e Luca, că n-avea cine să fie decât dacă era acolo și a scris cu amăruntul cum a scris Luca. La un moment dat, după ce Hristos frânge pâinea și dispare, ei spun, mă, dar au aleu, se bat pe frunte ca nemțul. Știi că nemții
îți cheie așa și românii, aici, că se scarpe, nu, da? Zic, bă, cum nu ne-am dat noi seama? Cum nu ne-am dat noi seama că El este? Le-a venit mintea la cap. Deci, El vorbea adevărurile majore ale Evangheliei folosind pildele. Și ucenicii l-au întrebat, Doamne, care e rostul parabolilor, a pildelor astea? Ce faci tu? De ce folosești pilde? Același lucru întrebeau și ucenicii. Și Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor și lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia din Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. De ce? De ce? Exact despre ceea ce vorbea Pavel în Romani cu privire la Faraon. Din cauza că acest popor și-a împietrit inima. Au ajuns tari de urechi, adică surzi. Și au închis ochii ca să nu vadă, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, ca să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de voi, atenție mare, biserică, ferice de voi că ochii voștri văd și urechile voastre aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să audă și au vrut să vadă, dar nu li s-a dat, dar voi vedeți și voi auziți. Wow! El folosea un limbaj secret pentru a comunica adevăruri importante, atenție mare, pentru generațiile care vin. Și folosea un limbaj, cum am spus, tainic, secret. Cam cum fac românii în diaspora când vor să nu înțeleagă nimeni ce vorbesc. O dau pe românește. Da? Avem ceva diasporem pe aici? Dacă nu vă spun eu, că și noi am fost. Românul când vroia era la magazin, vroia să-și certe copilul, bă, taci că îți dau una de nu te vezi. Foarte simplu, n-avea cine să-l bage în pușcărie, să-l raporteze, că nu înțelegeam, să uitau, hă, ce vorbește ăsta? Chiar în America, chestie, ci că este reală, deci sper să nu spună. Era un bătrân la volan și cam călca pedala. Frate, fiusul din stânga, era fiul, spune, tată, vezi că te cam tare, ne prinde radarul, ce faci? Nu e nicio problemă, îi spunem că mergem la biserică. Și ce crezi că s-a întâmplat? Radarul, pac, îl oprește, vine polițistul, actele la control și bătrânul nu știa să vorbească engleză. Spune lui fiusul, spune că mergem la biserică. Asta, mă, tată, nu, băi, spune că mergem la biserică. Și ăsta îi spune, în engleză, spune, we're going to church, mergem la biserică. Și polițistul american, în echipat așa, se uită așa și spune, într-o românească desăvârșită, ar trebui să vă dau două amenzi. Una că ați călcat viteza și a doua că spuneți ceea ce nu sunteți. Au! Era un frate român de la altă biserică, care era polițist. Deci, noi folosim limbajul ăsta a nostru ca să nu ne înțeleagă alții. Deci foarte mare atenție, pildele, Domnul folosea un limbaj ascuns, codat, pentru că numai anumiți oameni să înțeleagă. Așa că, atenție mare, scoateți-vă carnetul de notițe, parabolele, pericopele sau pildele sunt un limbaj codat, ce conține în el un adevăr esențial pentru noi. Spuneți toți, esențial. Esențial pentru noi. Așa că toată vara discutăm despre parabolele lui Iisus și vom înțelege că ele sunt pentru cei inițiați și toate au de-a face cu vestea bună. Okay? De asta seria de predici se numește Vestea Bună, parabolele lui Iisus. Și astăzi vrem să poposim mai mult asupra primei pilde, poate una din cele mai cunoscute și anume pilda semănătorului. De la început trebuie să stabilim ceva. Sămânța înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Asta este sămânța. Cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța aceasta, indiferent ce hotărâm să facem noi cu ea, este veșnică. Nu se pierde.
Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi la el fără rod. Sămânța asta este veșnică. Cei care au fost născuți din nou, au fost născuți din nou în exclusivitate prin această sămânță. Dacă credeți asta, spuneți amin. Amin. Indiferent dacă ne-am întors la predica unui om ilustru sau la mărturia unui coleg de servici, dacă ne-am întors printr-o cântare sau printr-o altă lucrare supranaturală, toți ne-am născut prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Ok? Petru spune așa, 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac. Amin. Deci despre ce vorbim noi astăzi este viu și rămâne în veac. Și cum spuneam la început, ne vom uita la agricultură. Ce îmi place foarte mult la Domnul Iisus și ucenicii ulterior au făcut la fel, este că el nu predica de pe o poziție, de pe o platformă de asta, el nu a ținea așa ca un fel de doctor academician de asta care vine și folosește niște termeni că trebuie dicționar, nu, el contextualiza totul. Pe vremea aceea era o societate profund agrară. Ce știa iudeul să facă? Să planteze, să brazde, să facă treabă agricolă. Și el merge și folosește un exemplu cotidian, normal, natural al lor, în speță, semănatul și sămânța. Și dă și explicația după aia, foarte interesant. În public, el spune pilda. Și la sfârșit rostește formula care este pentru urechile inițiaților, atenție mare, inițiaților, cei care știu despre ce este vorba. Cei care au urechi, să ce? Să audă. Adică cei care nu și-au astupat urechile în mândrie, în necredință, în prostie, dacă vreți. Cei care sunt gata să audă, ei să primească și după asta, de față cu ucenicii, când ăștia l-au întrebat, Doamne, dar de ce vorbești în pilde? El le dă imediat tălmăcirea și spune așa, ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când aude un om cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a semănat în inima lui. Ați văzut ce scrie acolo? Și nu-l înțelege. Mulți spun, nu mai vine la biserică din cauza că a auzit cuvântul, dar nu-i pasă. Nu, el nu l-a înțeles. Nu l-a înțeles. Despre asta este vorba. Poate să învețe multe versete din Biblie pe de rost. Sunt oameni care știu Efeseni, Coloseni, Galateni pe de rost, dar n-au înțeles. N-au înțeles. Adevărul acela n-a pătruns de la nivelul rațiunii în inimă. Ăsta e cel mai lung drum, da? De la minte la inimă. Aceasta este sămânța căzută lângă drum, spune Hristos. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel care aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el și ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă de el. Sămânța căzută între spini este acela care aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților. Asta e definiția anului 2023 în România. Și nu numai, peste tot. Da? Îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților, înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Neroditor, atenție, neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege, cheia, îl înțelege și aduce roadă. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. E clar că pământul bun sau pământul rău este inima. Despre asta e vorba. Asta este tălmăcirea pildei. Acum vreau să vă întreb. Nu o să vă întreb care are pământ cu spini, cu... Care de aici crede că are pământ bun? Hai, fii sincer. Nu cred că trebuie să împachetez valiza să plec acasă. Au ridicat mâna trei oameni. Ok. Realitatea este că toți credem că avem pământ bun. Come on. Cine vine la biserică și spune, băi, eu am cu bolovani.
cam cu, cam cu spini, cam cu bolovani. Majoritatea care vin la biserică se duc întotdeauna și am mai vorbit în serie Influencer despre faptul că noi întotdeauna avem o părere mai bună despre noi decât realitatea. Mai țineți minte cu șoferii? Da? Majoritatea șoferilor cred că sunt peste medie, ceea ce este imposibil. Mai ales dacă ai circulat în Iași două zile, îți dai seama, e imposibil. Majoritatea IT-știlor cred că sunt peste medie IT-ști de bune, ceea ce este imposibil. Ok? Este imposibil. Noi avem o părere mai bună despre noi. Înțelegerea acestei lucrări despre care vorbește Iisus, înțelegerea pildei, este lucrarea pământului. Au fiți atenți. Mulți dintre noi am auzit predici despre pilda asta, unii poate ați și predicat. Foarte bine că ați predicat. Great. Asta vreau să aud. Toți să fie predicatori. Dar fiți atenți. Am prins așa un mesaj de-a lungul anilor. Cumva că pământul ăsta inimii este dat de Domnul și dacă e bolovan acolo, lasă, frate, că n-a mai iese nimic sau dacă nu are rădăcini, nu se mai poate face nimic. Pe când pilda asta este pentru agricultori. Este pentru oameni care lucrează pământul. Pentru oameni care suflecă mânecile și se pun la treabă. Asta nu este o pildă fatidică. De aia, nu mai vin la biserică că n-are pământ bun. Pșt, la revedere, căutăm pe unul cu pământul bun. Nu despre asta e vorba. Pilda asta este despre lucrări agricole. Și astăzi vrem să vedem cum ar trebui să fie inima noastră. Da? Cum? În primul rând, trebuie să arăm pământul. Atenție mare! Iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Și acum explicația. Când aude un om cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău, răpește ce a fost semănat în inima lui, aceasta este sămânța căzută lângă drum. Da? Primul pământ descris în parabolă, descris, este... așa, lângă drum. Știți foarte bine, prin lanurile de grâne sau porumb, sunt niște cărărui pe care merg agricultorii. Când sămânța cade acolo, aia nu poate să încolțească pentru că este bătătorit. Este tare. N-are cum să crească sămânța pentru că ea nu intră în pământ. Când se seamănă, sămânța mai cade și pe cărăruile acelea pe care merg agricultorii. Acolo nu iese nimic. Domnul Iisus se referă aici la inimile alea tari, ca asfaltul din parcare, ca betonul, unde nu crește nimic pentru că nu prinde rădăcină. Aștia sunt oamenii care vin la biserică să fie văzuți, să mai vadă WhatsApp, ce se mai întâmplă, cine mai este, cu ce s-a mai îmbrăcat, vin și stau jos și verifică des telefonul, vorbesc unii cu alții în timpul slujbei, nu cântă, asta e unul din semne. Când nu cânți, beton. De altfel, v-am mai spus asta, mi-am dat seama când eram în Statele Unite că soacra mea începe să fie atinsă de cuvântul lui Dumnezeu în clipa când a început să cânte. Eram în față, țin minte, n-am să uit niciodată și am văzut undeva acolo, în dreapta, undeva în colț, că a început să cânte și am zis, haleluia, gata, a început. Lucrare lui Dumnezeu. Ai un adolescent acasă? Uită-te la el. Dacă nu cântă, trebuie să te rogi. Să fii un exemplu. Nu-l bate la cap, că nu reușești, nu faci nimic. Ok? În clipa când a început să cânte, a început Dumnezeu să lucreze la inima lui sau a ei. Haleluia. Uită-te la el. Omul cu inima tare nu cântă. Pentru că nu simte, nu știe, încă nu este cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Da? Fermierii remediază această problemă a pământului, știți cum? Ară, cu plugul. Cu plugul. Ce este plugul? Sunt examenele picate? Carnetul neluat? Necazurile din viață? Eșecurile noastre? Asta e plugul. Vedeți, noi oamenii, noi nu suntem, asta este materialul nostru, material, oh, Doamne, ai milă de noi. Când ne merge bine, nu ne interesează. Când ne merge bine, life is good. Dă drumul înainte.
Dar avem nevoie toți de plugul lui Dumnezeu câteodată să treacă, să dea, tragă așa o brazdă prin inima noastră. O criză, asta e o brazdă. Așa că niciodată să nu ignori necazurile din viața ta sau să fii supărat pe ele. Domnul este marele agricultor care le lasă ca sămânța să intre în pământ. De multe ori avem nevoie de plug și de arat, pentru că apoi trebuie să prindem rădăcini adânci. Asta este al doilea pământ. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit, adică s-a uscat, pentru că n-avea rădăcini. S-a uscat. Și tălmăcirea, sămânța căzută în locuri stâncoase, este cel care aude cuvântul, îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină și toată chestia asta ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Următorul pământ despre care vorbește Domnul este pământul pietros. Ori pământul care are multe pietre sau locurile unde este puțin pământ și dedesubt este o piatră mare. Știți foarte bine, în agricultură totul depinde de rădăcinile adânci. Despre asta este vorba, despre rădăcinile adânci. Dacă rădăcinile sunt la suprafață, mai devreme sau mai târziu planta se usucă. Când locuiam în Statele Unite, am plantat în curte la mine 3 portocali. Da, unde am stat eu cresc portocalii. Toți i-am luat de la același magazin, aveau aceeași vârstă, le-am dat aceeași apă, i-am plantat cu aceeași mână, cu aceeași lopată. În primul an mi-a murit primul. În al doilea an mi-a murit al doilea, al treilea a crescut falnic și astăzi dă rod. După, știu eu, 20 ceva de ani. Când m-am dus și m-am uitat la ei, am văzut că ăia doi care au murit aveau rădăcinile la suprafață. Puteai să vezi rădăcinile prin pământ. Și mi-am dat seama că ei au fost plantați pe o stâncă, că acolo sunt niște pietroaie mari. N-a avut cum să-și pună rădăcinile adânc. Ascultați-mă bine. Mulți creștini au început umăr la umăr. Au mers la aceeași școală duminicală. Au frecventat aceeași biserică. Au fost la aceeași tabere, au auzit aceleași predici, au cântat aceleași cântări. Nu toți sunt acum împreună. Unii s-au pierdut undeva pe drum. Te tot întrebi, mă, dar n-am început împreună? Ce se întâmplă? Unde sunt ceilalți? Cu 21 de ani în urmă, în biserica de unde vin eu, din Phoenix, a fost o mare trezire. Unul din liderii care aveam la tineret a murit într-un accident și tinerii au fost foarte cercetați. Sute de tineri au fost atunci, s-au întors la Dumnezeu. Din păcate, nu toți sunt astăzi în biserică. Toți au experimentat aceeași trezire. Dar nu toți au rămas, pentru că nu toți au avut rădăcina adânc. Nu toți s-au înrădăcinat cu putere. Mulți dintre noi, după atâția ani și atâtea predici, data viitoare vom vorbi mai pe larg despre câte predici am ascultat în viața noastră, ar trebui să părăsim adevărurile începătoare. Eu mă uit din când în când, mă mai uit, dar nu prea am timp și nici nu suport să fac treaba asta, să citesc comenturile la anumite, nevasta îmi spune, totul e despre comenturi, la anumite postări de astea ciudate, cu evanghelici, împotriva evanghelicilor, nu mă uit, nu mă interesează, ea îmi spune, citește măcar comenturile. Și mă uit, dom'le, majoritatea comenturilor sunt despre adevărul începătoare. Botezuri, credință, batice, astea sunt adevărul începătoare. Majoritatea dintre noi, cei care venim în mod regulat la biserică, am ascultat mii de predici, ar trebui să părăsim adevărurile începătoare. Adică să ne băgăm rădăcinile mai adânc în pământ. Nu numai să cunoaștem, ci să și credem adevărurile astea. Și Domnul Iisus spune, mulți au rădăcinile la suprafață. La suprafață. Mulți ar trebui să fie maturi, să se lase de superstiții, de experiențele altora. Unii cred, Dumnezeu a lucrat numai în 1970, astăzi nu mai lucrează, sau dacă lucrează azi, lucrează numai prin mine. Și Dumnezeu știe să facă numai cum știu eu. Cântat numai așa, predicat numai așa, biserică numai așa,
Asta e rădăcina la suprafață. Asta e ceea ce crezi tu despre ceea ce ar trebui să facă Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu este pe tron. El are un plan pentru generația asta. Și vedem cu ochii noștri cum Dumnezeu deschide în zilele noastre uși, cercetează oameni. Pavel se ruga în Efeseni 3, spune așa: Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe. Aici este toată cheia. Cheia este dragostea. Cum facem rădăcini adânci? Aici spune Pavel: în dragoste. Ne ancorăm în dragoste. Nu în doctrină, nu în teologie, nu în basme, că alea stârnesc certuri. În dragoste. Vrei rădăcini mai adânci? Iubește mai mult. Slujește mai mult. Renunță mai mult la tine. Maturitatea ți-o dovedești nu prin câte versete știi pe de rost sau ce mari studii faci, cât de academic și docent ești, pe cât de mult îl iubești pe cel de lângă tine. Pe cât de mult îl iubești pe cel care nu este ca tine, dar nu vreau să vorbesc despre predica cealaltă, de duminica cealaltă, despre samaritean. Ok? O pocăință de suprafață, atenție mare, nu va rezista încercărilor vieții. Da, când vine prigoana, când vine durerea, când nu mai înțelegi, când lovește boala, când se întâmplă pierderea, ești gata. Ești terminat. Noi nu propovăduim aici o emoție de moment. Am spus, emoțiile sunt parte din tot pachetul ăsta. Sunt frumoase. Dar nu alea sunt cele mai importante? Nu despre asta este vorba, despre emoții? Nu. Noi îl propovăduim pe Hristos cel înviat. Binecuvântat să fie numele Său. Și noi credem că în generația asta Dumnezeu lucrează în continuare. Este o taină pe care trebuie să o înțelegem toți. Nu poți ajunge prea adânc. Nu te poți mulțumi niciodată cu status quo. Să spui, da, cred că-s ok. Cred că știu destule versete. Cred că am ajuns la o maturitate ok-ish. Adică, sunt ok. În clipa când te-ai mulțumit, deja a început căderea ta. Uitați-vă la Pavel, care este tatăl nostru spiritual. Apostolul nostru. El la un moment dat spune, și cine a avut așa o viață ca Pavel. Dintre noi, nici unul. Ok? Pavel spune așa: nu ca și cum l-am apucat. Nu ca și cum am terminat și sunt gata. Ci cu frică mă țin de el. Ca nu cumva eu care propovăduiesc să fiu lepădat. Da, suntem siguri pe mântuirea noastră prin credința în Iisus Hristos. Poți să spui la asta amin. Dar niciodată nu ne mulțumim cu asta. Nu ne mulțumim cu starea noastră spirituală să spunem, suntem ok, nu. Nu. Trebuie întotdeauna să dorim mai mult. Mai mult din Hristos, mai mult din Dumnezeu. Cei care au rădăcinile adânci vor rămâne în picioare indiferent de circumstanțe. Știați că după pandemie multe biserici s-au golit? Mai ales în Occident. Multe biserici s-au golit. Deci, pentru că oamenii veneau acolo la entertainment, oamenii veneau acolo, era o socializare. Când li s-a luat socializarea, și-au găsit alte. Anul acela, când au stat oamenii în casă, s-au golit bisericile. S-au golit bisericile. Vreau să vă spun că vine vremea și nu este departe. Când vor încerca să ia de la noi și lucrul ăsta prețios pe care îl avem. Faptul că spunem adevărul în public, fără să ne fie frică, și faptul că ne adunăm toți aici. Atenție mare ce vă spun, PNRR-ul ăsta vine cu un adendum. Vine cu niște condiții. Atenție mare! Suntem parte din Uniunea Europeană, așa că să ne pregătim cu rădăcinile adânci. Înțelegând că această mare libertate, mare har pe care îl avem, este, din păcate, doar temporar. Cum să mai lucrez pământul? Al treilea pământ este cel cu spini și adăugăm noi cu buruieni. O altă parte a căzut între spini. Spini au crescut și au înecat-o. Și translatarea, traducerea, tălmăcirea, sămânța căzută între spini este acela care aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Deci al treilea pământ despre care vorbește Domnul este cel în care a intrat sămânța, da?
Dar în loc să crească, acolo au crescut spinii. Și au devenit mai mari spinii decât spicele. Și așa au înăbușit creșterea spicelor. Acum, cei care stați pe la casă, ați văzut, pentru buruieni nu trebuie grijă specială. Nu-i așa? Care de aici stă și udă buruienile? Vreau să-l văd și eu care. Deci alea cresc, nu le faci nimic, domnule, nu le dai apă, nu încerci, din contră, stropești și tot cresc. Acum le smulgi, acum ies. Acum le smulgi, acum ies. Da? Buruiana nu are nevoie de îngrijire specială, ea crește repede și pe nesimțite. Nesimțita de ea. Pe nesimțite. Am miciudă pe ele că muncesc foarte mult la ele. Da, așa este și cu viața spirituală. Fiți foarte atenți. Așa este și cu viața spirituală. Dacă nu ești atent, dacă nu ești des pe genunchi, cum stau și eu prin curte pe acolo, și dacă nu ești foarte atent să o smulgi când e mică, atunci când crește, efortul este dublu. Ochii noștri spirituali trebuie să fie tot timpul deschiși pentru că buruienele ies fără nicio mare îngrijire. Și atunci, spinii intră în pământul inimii noastre și devenim oameni cu Biblii mari acasă, dar cu inimi mici, pitici spirituali. Este și un test pe care pot să vi-l dau acum foarte ușor. Când cineva îți spune ce nu-ți convine, cât de tare sare țandăra. Dacă ai fitul scurt, buruienele sunt la ele acasă. Spinii ți-au unecat adevărul, deja trebuie să mergi la mărturisire. Pe genunchi, frate, scoate buruiana. Da? Scoate spinii. Ceea ce spune Domnul este că spinii reprezintă dorința de îmbogățire și grijile acestei lumi. Vă spuneam mai devreme, asta este definiția societății moderne. Dorința de îmbogățire și îngrijorările acestei lumi. Dacă vă uitați, postările cu cele mai multe like-uri din vremea noastră sunt postările despre iahturi, Ibița, plaje, Rolls-Royce, despre asta e vorba. Și toți dau like pentru că își doresc lucrul ăla. Vor lucrul ăla. Visează la lucrul ăla. Toată grija societății moderne este despre îmbogățire. Și dacă nu este despre îmbogățire, este îngrijorarea cum o să reușesc să ajung mâine. Ca și cum când te îngrijorai ieri, te-a ajutat să ajungi astăzi. Nu. Iisus spune altceva aici. A apărut un articol în Wall Street Journal. Un interviu cu 6 CEOs. 6 oameni care conduceau afaceri de miliarde de dolari. Unii care aveau salarii de sute de milioane de dolari. Și când au fost întrebați, care este cea mai mare frică a voastră? Știți ce au răspuns toți? 6. Să nu am de ajuns. Să nu am de ajuns. Unii aveau salarii cât PIB-ul României. Să nu am de ajuns. Și când au fost următoarea întrebare, cât e de ajuns? Știți ce au răspuns? Exact ca Rockefeller. A little more. Un pic mai mult. Asta arată la natura umană. Să nu credeți că dacă noi am ajunge în papucii lor, am face ceva diferit. Mulți spun, să fiu milionar, 90% dau la biserică, trăiesc cu 10%. Să te ajute, Domnul. Să te ajute, Domnul. Mă rog special cu punerea mâinilor pentru tine, pentru asta. Dar din păcate nu sunt eu cel ce decid, este Domnul. Și Domnul dacă știe că tu faci asta, ascultă-mă bine, îți dă asta. Dar pentru că știe că nu faci. Și știe că este un mare pericol pentru sufletul tău și a familiei tale, nu-ți dă. Cum nu mi-a dat nici mie. Și pentru asta îi dăm slavă. Amin? Știe el mai bine. Știe el mai bine. O mulțime dintre noi au fost păcăliți și furați de Fata Morgana, care este îmbogățirea. Pentru unul care am trăit în Statele Unite și știu despre ce vorbesc, omul se trezește cu asta în gând, se culcă cu asta în gând. În România este același lucru, din păcate. Este o himeră pe care o urmărim de dimineața până seara, dorința
de îmbogățire și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru criza economică. Pentru că asta ne pune cu picioarele pe pământ. Sigur, nu ne plac scumpirile, inflația, sunt niște lucruri care ne dor la buzunare, dar asta ne învață să fim mai atenți cu cheltuielile noastre. Nu-i așa? Înainte mergeai la Lidl și puneai în coș. Acum așa scos din coș. Asta e mai bun. E mai bine. E ok, oricum jumătate din mâncare o aruncai, nu-i așa? Mai ales dacă duceai flămând, jumătate pșt, o aruncai la gunoi. Acum ne învață să fim mai atenți. Ascultați-mă bine, relația cu Dumnezeu, sănătatea și familia sunt mai importante decât orice pe pământul ăsta. Dacă credeți asta, dați din cap, că amin, văd că nu prea spuneți. Sunt mai importante decât orice, oameni buni. Astea sunt lucrurile prețioase și importante. Să pregătim pământul inimii noastre pentru cuvântul lui Dumnezeu. Să nu îl stresăm și să lăsăm acolo să crească spinii cu grija asta a ratelor, cu grija asta a ceea ce o să facem mâine. Eu vreau să vă întreb, de fiecare dată când v-ați îngrijorat, v-a ajutat îngrijorarea aia cu ceva? Dacă te-a îngrijorat, trebuie să rămâi la sfârșit să-mi spui și mie cum faci. Pentru că Hristos spune, dacă te-ai îngrijorat, ce ai făcut? Ai crescut mai sus? Ai fost mai bogat? Nu, majoritatea lucrurilor care nu ne lasă să dormim noaptea nu se întâmplă, oameni buni. De ce? Nu din cauza karma, ci din cauza că este Dumnezeu pe tron, care are grijă și milă de noi. Și El spune, dacă eu sunt Tatăl vostru, v-am dus până acum, de ce vă îngrijorați? Da, faceți ce mișcări trebuie să faceți. Dacă puteți să câștigați mai bine, fără să pericliteze relația cu Dumnezeu, relația cu familia, do it, fă-o, de asta ai fost făcut. Dar în rest, de ce te îngrijorezi? Eu sunt Cel care este pe tron, Alfa și Omega, spune Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Uită-te în viața ta, El te-a adus până aici, s-a ocupat de tine, pâinea nu ți-a lipsit de pe masă. Acoperiș deasupra capului ai avut. Când ai fost în întuneric, în încercare, El a fost cu tine. Auziți ce spune psalmistul? Cum ar trebui să fim noi în vremuri de criză? Și trăim vremuri de criză. Noi, poate mulți nu le resimt, dar ascultați-mă ce spune. El nu se teme de veșrele, psalmul 112. El nu se teme de veșrele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. E bine să ai inima tare când ești încrezător în Domnul. Pentru că acolo este loc de Dumnezeu. Și apoi, al patrulea și ultimul pământ este pământul pe care toți de aici cred că l-au. Pământul care aduce roadă. Spuneți toți, roadă. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă, un grăunte 100, altul 60, altul 30. Ce îmi place aici? Este că atunci când vorbește despre pământul care dă roadă, Domnul nu spune că pământul ăsta n-a avut spini sau pietre. Pentru că mă uit adesea la inima mea și văd anumiți spini, anumite pietre care trebuie scoase. Și zic, Doamne, ce har că ai avut milă și de mine. De mine bolovanul. Ce har că ai avut. El nu spune, ăla e un pământ special, pământ de ăla să vă doriți. Nu, nu, El spune, în pământul bun sămânța a căzut și a adus ce? Roadă. La orice vârstă, în orice stadiu, căsătorit sau necăsătorit, atenție mare, trebuie să lucrezi la pământul inimii tale. Din naștere, nu suntem un pământ bun. V-am mai spus eu, noi creștem pe Cain. Părinții noștri l-au crescut pe Cain. Duhul lui Dumnezeu ne transformă din Cain în Abel. Nimeni nu se naște cu pământ bun. Ci în păcat m-a zămislit mama mea, spunea David. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea. Atenție, diavolul la orice vârstă, indiferent ce faci, este pe urmele noastre. Și pe el nu-l interesează cât de mare crești. Bine, mare nu mă refer acum la... Nu. Mare în statură, da? Pe el nu-l interesează cât de influent ești, nu-l interesează câte versete știi, nu-l interesează că ești bun la ceea ce faci. Știți ce îl interesează pe diavol?
să n-aduci roadă. Vreau să vă aduc aminte că Iisus nu a blestemat pe nimeni. Nici pe Pilat, nici pe Irod, nici măcar pe Iuda, dar a blestemat un copac, un smochin. Mi se pare extrem de dur ce a făcut el. Și de ce a blestemat smochinul? Pentru că n-a avut roadă. S-a ofilit imediat. A doua zi era ofilit, uscat. Pentru că a avut ca ucenicii să învețe lecția aceasta. Dumnezeu, în fiecare an, se uită în copacul nostru. V-am mai spus, eu am un păr care l-am sădit de 4 ani de zile. În fiecare an spun că-l tai. Zice că e păr columnar. Poate să fie și salcâm, nu face nimic. Am citit undeva că după 4-5 ani încep să facă ăștia ceva. Îl mai lăs un an. În fiecare primăvară spun, îl mai lăs un an. Și de fiecare dată parcă aud vocea lui Dumnezeu în dreptul meu, îl mai lăs un an, nu? Și în dreptul tău vine Dumnezeu în fiecare an să uite, hai să văd ce roade, ce roade, ce roade. Diavolul vrea să ne oprească să facem rod. Diferența dintre pământul bun și toate celelalte trei este roada, oameni buni. Roada. Ce se vede în viața ta? Ce faci tu cu darul pe care l-ai primit? Hai să spun ceva. Dacă o duci bine, tu în dreptul tău, n-ai înțeles nimic. Pavel spune că roada Duhului se dă, descoperirea Duhului se dă întotdeauna pentru câștigul celorlalți. Ok? Spre deosebire de lumea asta care merge și depunem un CV și te întreabă, mă, cât de bun ești, adică cât de mult rod poți să dai pentru afacerea mea, câți bani poți să fac pe spatele tău, în împărăție invers. În împărăție ești angajat atunci când cei de lângă tine se satură. Când cei de lângă tine sunt îmbărbătați. Când cei de lângă tine iubesc pe Domnul mai mult. Acum te întreb, cei de lângă tine cum sunt? Ce faci tu cu darul pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu? Vine vremea, atenție mare, în dreptul tuturor. Știți, mă știți, ați auzit predicile mele, nu sunt un predicator care vreau să vă pocăiți prin frică, dar adevărul trebuie spus. Vine vremea când Dumnezeu vine în dreptul fiecărui copac. Vine vremea asta, atenție mare. Și dacă nu are rod, are atâta milă să mai sape. Să mai pună gunoi. Gunoi miroase, nu ne place gunoiul. Să-l mai zguduie puțin, să mai taie, să-i mai facă bine. Că poate aduce rod. Nu știu în ce stadiu ești tu, dar roadele se văd cu ochii liberi. Le vezi tu și în primul rând le vezi cei de lângă tine. Ce faci tu cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Ce faci cu aptitudinile pe care ți le-a dat Dumnezeu? Atenție! Nu ne interesează despre noi aici, nu e vorba despre noi, e vorba de cei din jur. Am vorbit aici că vrem să avem o vară evanghelistică. Ce înseamnă asta? Respectăm pe cei care fac concerte și de asta, foarte bine, foarte bine. Și rolul lor e ok. Dar noi vrem să facem o vară evanghelistică pe care am început-o la Revelion. Câți de aici ați fost la Revelion aici? Mai țineți minte care a fost challenge-ul? Provocarea? După 6 luni vreau să vă aduc aminte. Că aducem un om la biserică. Un om pentru care anul ăsta ne rugăm, postim, insistăm înaintea lui Dumnezeu și am făcut niște grupuri foarte light, așa foarte fain, grupuri de cafea. Oh, mamă. Grupuri iubitorilor, grupuri bicicliștilor. Când eram adolescent fără Dumnezeu, ce nu mi-ar fi plăcut mie să mă duc la un grup de ăsta? Dar n-am avut. Aveam grupul de lângă bloc. Jucam liniuța. Asta erau vremurile pe atunci. Acum sunt grupuri în care putem să invităm oamenii fără să se simtă, mă cheamă ăștia la ce mă cheamă ăștia? Dar putem să facem lucrul ăsta. Am vorbit cu liderii de la fotbal, de la volei, de la tenis cu piciorul mai nou. În mod constant vor ține și vor bloca niște locuri pentru oameni, pentru prietenii voștri. Nu pot să le țină până la infinit, că trebuie să se umple echipele. Și suntem gata să facem orice depinde de noi să aducem pe oameni și să devenim roditori. Asta este vara în care Dumnezeu vrea să cerceteze pe mulți oameni din jurul nostru. Și mulți oameni din jurul nostru sunt flămânzi după Dumnezeu, setoși după neprihănire. Ar veni într-o comunitate dacă i-ar invita cineva.
Dar copacul nostru, astăzi, trebuie reevaluat. Pentru că diferența dintre pământul bun și celelalte este că din pământul bun este roadă. Amin? Haideți să ne ridicăm înainte Domnului. Pilda semănătorului este despre răspândirea sămânței și pregătirea terenului. Ne pregătim să cântăm ceva și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu? Și aș vrea în timpul acestei cântări să ne gândim la pământul vieții noastre, pământul inimii noastre. Să ne gândim la ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața noastră și încă n-a făcut. Atenție mare! Dumnezeu este un agricultor eficient. El niciodată nu investește fără rod. Ok? Noi suntem cei care trebuie să lucrăm, să mai scoatem pietre. Astăzi, înaintea lui Dumnezeu, lasă stresul, lasă toate lucrurile. Spune, Doamne, în brațul Tău mă încredințez. Doamne, dacă ai spini, scoate-i acum. Dacă ai pietre, îndepărtează-le. Este momentul când ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Amin?